Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta, suntem în casa Domnului și mă uit la Benny și la Brian și le spun că numai ca tată poți cunoaște sentimentele astea care le cunoașteți de o lună și ceva. Oricât ți le-ar povesti mama și soacra și bunica, ce bine-i să fii tată, nu poți să înțelegi sentimentul ăsta, de aia ne-o binecuvântat Dumnezeu cu copii. Uitați-vă că sunt unii care nu au avut copii și au ajuns la o anumită vârstă. Viața te-a modelat într-anumit fel, să nu zic altceva, da? Când ai copii și ajungi la anumită vârstă, ești modelat în alt fel, mai ușor, maleabil, mai, da? Și sentimentul acesta lasă Dumnezeu să-l cunoaștem prin ceea ce se cheamă mama și tată. Și în seara asta cuvântul lui Dumnezeu ni s-a deschis și o să intrăm într-o familie mare, în casa unui împărat și o să ne uităm la el, dar mai mult o să ne uităm la mamă sa. Spune cuvântul Domnului care s-a citit în seara asta din Proverbe 31, cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Auzi, împăratul a avut învățătură de la mamă sa. Trebuie să fi fost o femeie puternică. Să știți, nu la voia întâmplării, Proverbe 31 se gată cu învățăturile unei mame. Capitolul 1 și Cartea Proverbelor începe cu strigarea înțelepciunii. Și dacă nu reușești cu înțelepciunea, reușești cu mama. Mama reușește de cele mai multe ori să te canalizeze pe unde intri greu, pe unde intri dificil, acolo se ocupă mama. În seara asta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și avem, pentru început, avem două necunoscute. Nu știm cine a fost împăratul Lemuel. Unii zic că a fost Solomon și eu am zis de multe ori, am predicat din pasajul acesta la multe nunți din partea a doua și partea a întâia n-am predicat-o niciodată, așa poate am atins-o tangențial. Dar de cele mai multe ori am predicat la nunți, dar ca să ajungi la nuntă cu băiatul, trebuie să-l formezi de când e mic, ca așa să-l arunci în brațele unei domnișoare și să zici, ocupă-te de el, fă-ți treaba cu el, pune-l pe calea cea bună, du-l la adunare, ar fi simplu. Dar ca el să poată fi bărbat în casă, ca el să fie un sos de valoare, pe mine m-a mișcat finalul capitolului. Zice că femeia asta îl învață pe fiusul să fie gentleman și îi spune, bărbatul ei o laudă. Păi soacra de obicei zice, auzi, lasă tu pe nevastă ta, că eu te-am crescut, mă. Tu ai uitat să mă mai lauzi pe mine, că eu am plâns pentru tine. Dar uitați-vă și o să vedem ce femeie de caracter a fost femeia asta, că îl învață și îi spune, tu s-o lauzi la porțile cetății. Îi spune, auzi, ai mai dus flori acasă? De când n-ai dat pe, prin 700 pe la florărie? Păi de mult, nu? Te duci și iei flori. Te duci și iei flori. Când ai spus ultima dată, mulțumesc când te-ai ridicat de la masă? Păi nu prea mai zic, acum am 40 de ani, acum am 50 de ani, am mai zis, sunt tinerețe, nu? Și ce zice mamă sa? Te duci și folosești cuvinte frumoase. Îl învață să fie un gentleman. În seara aceasta ne uităm și o să vedem că sfaturile mamei îl marchează profund pe împăratul acesta. Nu știm dacă a fost Solomon sau a fost, nu sunt multe cunoscute. Știți ce nu mai știm în al doilea rând, la începutul mesajului? Nu știm cine a fost Lemuel și nu știm când a primit sfaturile. Când a fost mic sau când a fost împărat? Dacă a primit sfaturile când a fost mic, a fost ceva extraordinar, o mamă cu viziune, îi spune, tu nu o să ajungi inginer, tu nu o să ajungi șef de echipă, nu o să ajungi nu știu ce, tu o să ajungi împărat, de aia țin cu sfaturile aproape de tine. Poate că a fost mic când a primit sfaturile. Dacă le-a primit, cum spune cuvântul Domnului, cuvintele împăratului Lemuel, sfaturile, învățăturile care îi le dădea mamă sa. Dacă le-o primi când era împărat, înseamnă că a fost o femeie extraordinar de curajoasă. Asta i-a deschis ușa și a zis, împărate, hai să-ți mai zic ceva.
Hai să-ți mai zic. Dar uitați-vă că ea vine cu câteva întrebări și spune, ce să-ți mai spun, fiul meu? Se pare că Lemuel venea cu întrebări și spunea, mamă, mai învață-mă. Și asta năpădită zice, ce să-ți mai spun, fiule? Atâtea mă întrebi, atâtea întrebări îmi pui, că nu mai știu ce să-ți spun. Nu mai știu. Uitați-vă, m-am gândit de multe ori, dacă ar fi scris tata lui Lemuel, Proverbe 31, ascultați, în 3 versete era gata capitolul. Și femeii ăstea îi trebuie 31 de versete, da? 31 de versete îi trebuie ca să turuie sfaturile, să dea drumul la sfatul. Uitați-vă ce diferență între sfatul care îl dă tata și sfatul care îl dă mama. Tata întotdeauna dă sfaturi bune, precise, scurte și la modul imperativ, da? Pune mâna și învață. Ați auzit așa ceva în casă? De ce ai luat 4? Tot e așa scurte, nu complicate. Le ții minte pe toate. Scurte la obiect și la modul imperativ. Fii cu minte, taci, mișcă, dă-i drumul mai repede. De ce ai întârziat? Totul e scurt. De-aia zic că dacă ar fi fost tatăsul în 3 versete, încheie atât capitolul. Bă, să fiu om de omenie. Atât, și-o plecat la școală. Dar uitați-vă ce diferență, ce schimbare, totul se schimbă de la mamă sa. Mamă sa vine totdeauna așa cu lucruri, le expune, le arată la modul superlativ. Uitați-vă, tata vine și spune strict, în 3 pași, în 3 versete, bă, tu să fii ascultător, așa îmi spunea și tăticul, nu-ți cer nimic la biserică, 2 lucruri. Să fii cu minte și să mergi la fanfară. Că eram la fanfară. Dar vă spun ceva. Și o să ajungem la punctul cu pediapsa, că proverbele vorbește și deși Uniunea Europeană nu ne mai lasă, dar noi ne conformăm după cuvântul lui Dumnezeu. Și pediapsa nu înseamnă să-i dai în cap, nu înseamnă să-l bați. Că îți pedepse din astea usturătoare. Tai netul. Să vezi ce lustură. Ascultați-mă. Zici că ai dat cu sare pe rană. Nu-i mai trebuie, cu minte. Tăticul îmi spunea când eram copil și mai așa, eram cu sinusoidala câteodată cu școala, îmi zicea așa, dă carnetul. Păi dădeam carnetul, se uita, vedea ca bătăile la inimă. Și îmi zicea, fii atent, dacă nu te pui mai bine pe învățat să înveți cum trebuie, zice, nu te mai las la fanfară. Când auzeam că iubeam fanfara extraordinar, acum dacă îi zici la fiul tu că nu-l mai lași la fanfară, îl sună pe Rafa și așa nu mai vreau să vin. Gata, am gătat, nici tata nu mă mai lasă. Acum se bucură că stă mai mult pe telefon. Totdeauna tata vine cu mesaje scurte. Totdeauna vine cu lucruri bine punctate. Dar uitați-vă cum vine mama cu sfaturile. Mama dă sfaturi în 31 de versete. Acoperă o plajă foarte mare de lucruri din viața copilului. Mama are sfaturi de minim o oră, nu? Ați auzit? Tata întreabă, de ce n-ai fost cu minte? Mama vine și spune, toată lumea tace în casă, așa-i? Că vorbește mama. Îl ia în primire și îi spune, măi, de ce mă năcăgești? Știi că iau de tensiune, știi că eu-s la pământ, știi că nu mai pot gândi, nu mai mă faci de rușine. Și începe 31 de versete. Începe să expună sfatul, dar nu-i de râs. Că o să vedeți ce impact a avut mamă sa. De tatăsul nu zice nimic, nu zice. Dar mamă sa o știut să-l ridice cu sfaturile care i le-a dat. Vine și spune, folosește comparații, da? Păi ăla din colegul tău de bancă, doar mamă sa e așa, tatăsul e așa, sunt termeni de comparație. Eu merg la lucru, am lucrat în Europa, am îngrijit de bătrâni, ți-am trimis euro, sunt comparații, da? Îl compari cu ăla de la 2, de la 3, de pe scara aia la altă, da? Asta e mama. Mama vorbește expus, la modul superlativ. Știți ce mai face mama? Folosește metafore, folosește personificări, da? Și de asta toată lumea tace că vorbește mama, are sfaturi. Mama, știți cum mai e? Pune tot sufletul în direcția copilului. Tot sufletul ei e acolo. Mama aceasta, a lui Lemuel, era cu toată inima alături de el. Nu au zis, bă, lasă-mă că n-am timp. Ia 10 lei. Tata totdeauna vine cu banul. Ia 10 lei
lasă-mă să vorbesc cu mama ta. Mama, nu, nu-i dă bani, îi zice, hai să-ți mai spun ceva. Hai să-ți mai, vedeți, e o diferență extraordinar de mare. Știți ce mai face mama? Fiecare cuvânt, fiecare gest a copilului trec direct prin inima ei. Totul ia la modul personal. Auziți ce zice versetul 2? Ce să-ți mai spun, fiule? Ce să-ți mai spun, fiul trupului meu? Până trece din lumea asta, copilul legat, deși îi tăiat cordonul umbilical, dar ne dovedește că îl ține legătura extraordinar de mult. Eșecul lui, eșecul ei. Când ia 4 la școală, ea o lua 4, așa-i? Ea simte că totul s-a prăbușit. De ce? Îi legătura aceea trupească. Îi legătura aceea, știți? Cunosc o mamă care i-a murit copilul într-un accident teribil. Știți ce s-a întâmplat? În momentul când copilul a avut accident, ea de la sute de kilometri a simțit că s-a întâmplat ceva cu copilul ei. L-a sunat și nu mai răspuns la telefon. L-a sunat de câteva ori. Știți de ce? Pentru că e o legătură foarte puternică. Mama se implică cu totul în viața copilului. Toate eșecurile, totul ia din viața copilului, ia la modul personal. Mama se identifică cu toată ființa ei în copil. Tot ce trăiește el, n-ați văzut, mama, când povestește copilul, Caleb, da? Caleb, îi zic eu, că așa se prezintă el, da? Nu-l înțelege. Mama are tata nu-l înțelege, mama îl înțelege foarte bine. Și eu îi zic la soție de Lois, mă, dar ce o zis? Păi îmi explică. Și într-adevăr, mă, dar cum ai înțeles? Păi nu știu, dar zice, o înțeleg. Eu nu o înțeleg, domne. Îmi arată, îmi explică, amică. Nu o înțeleg. Câteva lucruri, eu o înțeleg și eu, dar cele mai multe nu înțeleg. Și atunci chem translatorul. Zim ce o zis. Zim ce o zis. Și imediat îmi traduce, îi trebuie aia. Dar de unde știi? Nu știu, știu. Din modul cum îmi exprimă. Știi ce arată? Că mama toate trăirile copilului le transferă asupra ei. Asta e mama. Știi ce face? Își asumă toate greșelile copilului. Tot ce greșește, tot trece asupra ei așa ca o vină, ca o vină. Și o auzi în casă că spune, dacă nu-l răsfățam atâta. Ați auzit vorbele astea în casă? Dacă totul ia-i vinovată, nu-i copilul, ia-i vinovată. Dacă nu-l răsfățam atâta. Dacă îi dădea meditații peste vară, nu rămânea corigent. Totul ia-i de vină. Așa-i surori, că așa sunteți. Simțiți că eșecul lui e eșecul dumneavoastră. Tata mere în continuare la lucru. Așa suntem creați, așa suntem. Mama pune tot eșecul copilului, pune asupra ei. Vine și spune, dacă îl duceam mai des la biserică, dacă nu-l ascundeam de tatăsul, dacă nu făceam un lucru, dacă nu făceam altul, tot ce la el eșec se transferă asupra mamei. Știți ce e interesant? Că sfaturile ei l-au ajutat pe Lemuel să ajungă împărat. Nu l-a ajutat, cum o zice cineva, eu am eu să gate liceul, că ia bacul sau că nu, acum nu mai e important, că mere oricum, mere pe dincolo și face bani. Dar nu, asta o zice, nu-s interesată să iei numai bacul, nu-s interesată să iei, să intri la facultate. Eu-s interesată de tine să ajungi sus. Și tot ce-o putut ea, o pus în slujba copilului și l-a învățat niște sfaturi extraordinare. Și vreau să ne uităm în câteva cuvinte și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Sfat de la mama sau sfaturile mamei. Primul sfat care îl dă și îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu este că relația cu Dumnezeu îți influențează viitorul. Relația care o ai cu Dumnezeu îți influențează viitorul. Femeia aceasta se duce la fiusul și spune așa în versetul 4, nu se cade împăraților lemuiele. Nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva bând să uite legea. Aceea pe ecran scrie cu L mic, dar în Biblie scrie cu L mare. Legea. Știți care e legea? Cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia asta vine și arată că e importantă relația cu Dumnezeu. Primul sfat care îl dă, nu-i spune, auzi tu să fii mai bun ca ălălalt. Tu să fii mai tare, tu să iei fața al unu și al altul. Nu. Primul sfat care îi dă că relația cu Dumnezeu e mai importantă și îți afectează viitorul. Relația cu Dumnezeu te ridică sau lipsa relației cu Dumnezeu te prăbușește.
Dar uitați-vă că și ea și arată că a avut relație cu Dumnezeu. Ea nu l-a pus pe fiusul să zică, mă, tu să fii pocăit, mă, dacă n-am reușit noi. Măcar tu să gazi liceul dacă tată tu n-o reușit. Nu. Ea și arată relația care a avut ea cu Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 2. Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele. Știți ce a arătat? S-a uitat la Lemuel și a zis, auzi, tu ai venit prin juruință. Eu am jurat ceva înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Dacă îmi dă, dacă mi te dă, eu am făcut promisiuni înaintea lui Dumnezeu. Și dă sfatul ăsta, eu am avut relație cu Dumnezeu. Dacă vrei să ajungi sus, nu două facultăți, nu master și două doctorate te ajută, ci relația cu Dumnezeu. Pentru că spune înțeleptul Solomon că Dumnezeu ridică pe împărați. Dumnezeu e cel care ridică și Dumnezeu e cel care coboară. Slăvit să fie numele Domnului. Ea nu se bucura de statutul social al lui, să zică, mă, în sfârșit avem și noi unul sus. Avem și noi unul cu care să ne mândrim. Ea nu se mândrea de lucrul ăsta. Nu se mândrea că-i fiul suvesc, Doamne, împărat. Nu. Nu statutul social o bucurat-o pe ea. Și pentru că ea o știu ceva. Orice funcție fără Dumnezeu se va prăbuși. Pentru că auziți ce spune Proverbe 27:24, e un cuvânt frumos aici, spune cuvântul Domnului, că nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. Noi avem o cunună și s-o vorbit, s-o amintit ceva din Apocalipsa în seara aceasta. Noi avem o cunună care ne-o va da cel ce ridică. Și când ziua când ne va ridica la cer și vom pleca de pe pământul acesta, vom primi cununa din mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă ce caracter a avut femeia asta. După ce a fost o femeie puternică, ea a fost o femeie cu relație cu Dumnezeu. Vă rog ceva, frații mei, măcar din pricina copiilor dumneavoastră, nu stați acasă când e biserică. Cum poți să stai când e adunare? Și să nu vii la casa lui Dumnezeu. Tu stai, pă, ce stai? Și nu vii la casa lui Dumnezeu. Cum se uită copilul ăla la tine? Că e adunare, că doar dai drumul la live, ca să urmărești, că ești curios. Nu stai acasă cu, pornești laptopul, pornești televizorul și te uiți la el. Și stai acasă. Cum poți să stai și după aceea să-i spui, să trimiți bilet, fraților, rugați-vă pentru copilul meu. Nu mai vine la adunare. Dar uită-te în viața ta, de câte ori ai stat și era live, era aici, nu live, era prezența lui Dumnezeu aici. Eram adunați la adunare și tu ai stat acasă. Că te-o durut, că te-o înțăpat, că nu știu ce. Dar la Kaufland poți mere și înțăpat și astupat la gât și din toate modurile, nu? Când e vorba de casa lui Dumnezeu, când e vorba de relația cu Dumnezeu, acolo știe Dumnezeu că nu putem mai mult. Știe Dumnezeu, dar știu și copiii noștri. Când îi vei spune, du-te că e duminica, să știți ceva, frații mei, și o să ajungem imediat și la punctul acela. Dalila niciodată nu-l va naște pe Iosif. Niciodată Dalila nu va aduce pe lume pe Iosif. Niciodată, niciodată Penina nu va aduce pe Samuel, așa-i? Niciodată. Omul care are relație cu Dumnezeu puternică. Omul acela, noi ne rugăm pentru copiii noștri ca Dumnezeu să-i facă mari oameni ai lui Dumnezeu. Știți când îi va face? Când vom fi noi în relație cu Dumnezeu. Numai Oana va putea scoate un Samuel și numai Eunice îl va scoate pe cine? Pe Timotei. Numai femeile credincioase, persoanele care sunt dedicate lui Dumnezeu, își vor pune toată inima ca și copiii lor să fie ridicați înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să avem caracterul nu a Dalilei, nu caracterul Peninei, ci să fim oameni ai lui Dumnezeu, care să stăm în spărtură înaintea lui Dumnezeu, să fim oamenii care copiii noștri să ne vadă că ne rugăm, copiii noștri să se uite la noi și să zică, tata, tu de ce nu mănânci cu noi? Și tu să-i spui, nu mănânc, că azi sunt post pentru voi, azi sunt post pentru casa noastră, azi sunt post pentru protecția casei noastre. Când te-au văzut copiii tăi ultima dată că ai stat în post înaintea lui Dumnezeu? Când te-au văzut ultima dată copiii tăi că te-ai plecat pe genunchi? Când? Te mir că femeia asta o crescut un împărat? Te mir că o investit Dumnezeu în Lemuel?
Știți de ce a investit? Că femeia asta o știu să investească în el. Să ne ajute Domnul să fim întâi noi oameni ai lui Dumnezeu și Dumnezeu să ridice copiii noștri ca oameni mari pentru împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru și al doilea sfat care îl dă mamă sa e acesta. Relațiile cu cei din jur îți vor afecta viitorul. Dacă relația cu Dumnezeu îți afectează viitorul, să știți că și relația cu cei din jur îți afectează viitorul. Uitați-vă că aici atinge femeia aceasta două lucruri care le trăim și noi în vremea aceasta. Și nu-i rușine să discute, să-i spună, să zică, bă, mi-e rușine de fiul meu, să-i spun, mi-e rușine că-i copil, mi-e rușine. Ea nu, ea se duce, intră pe ușă la domnul împărat și îi zice, vino aici. Vino să-ți mai spun ceva, că mi-a mai adus aminte ceva. Am uitat să-ți spun și am știut că nu răspuns la telefon și am zis că mai bine vin să-ți spun față în față. Auzi ce probleme, ce probleme sensibile atinge femeia aceasta. Vine și spune așa versetul 3. Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Și mai vine și continuă. Și spune, nu se ca... că dacă se oprea numai la unul, zicea Lemuel, mamă, eu cu ăstea nu le-am. Eu nu le-am, eu îmi văd de treaba mea, n-am iPhone, n-am Samsung, n-am laptop, n-am, eu îmi văd de treabă. Dar îi mai spune ceva, poate asta nu ți se potrivește, dar poate ți se potrivește alta. Și spune așa, nu se cade împăraților, Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari. De ce atinge femeia asta problemele acestea? Știți de ce? Pentru că atunci când începi să crești statutul social, păcatul îți împinge ușa din țâțâni. Vine și forțează ușa, pentru că tu ai un statut, tu ai bănuțul, tu ai popularitatea, tu ești văzut, tu ești chemat. Și femeia asta nu se sfiește să vină să-i spună, vreau să-ți mai explic două probleme, vreau să-ți mai spun ceva. Ăștia au obiceiul, când se întâlnesc voievozii și împărații, au obiceiul să-i tragă din sală de picioare afară, morți de beți. Zice, tu să nu faci așa ceva. Că tu ai venit prin promisiune din partea lui Dumnezeu. Eu am făcut juruințe pentru tine, eu n-am investit degeaba. Tu să nu te apuci la obiceiurile lor. Mamă, dar nu îmi spune mie, eu acum am graduarea, tu vii să mă faci de râs acum. Vezi cu voievozii, domne. Asta e mama plină de curaj, rupe ușa. Niciodată, să știți, nu există cheie la o ușă să țină ușa închisă să nu poată intra mama. Mama rupe și ușa, rupe și geamul și intră înăuntru la fiul său. Să țineți minte, pentru maică ta nu ești domn doctor. Pentru maică ta nu ești nici inginer, nici profesor. Poți să fii de care ai fi. Pentru mama știi cum ești? Copilul. Îți deschide ușa și îți spune, eu cunosc pe cineva, pe fiul său profesor universitar în Cluj. Și l-a sunat. Și ăsta la telefon, profesor, un oră, că nu știu, mamă, să când e pauza, când, femeie în vârstă. Și-o zis, da, mamă, spune. Zice, am vrut să vorbesc cu tine, mamă, e oră, te rog frumos, sună-mă la fără 10, că am pauză. Și-am zis, uite ce-i mama, n-are curajul fiul său să nu-i răspundă. N-are cât e de profesor universitar. Eu răspund și-o zis, mamă, sunt oră, te rog frumos, lasă-mă că sună-mă mai târziu. O răspuns. Dar uitați-vă ce sfat îi dă, îs multe obiceiuri în lume, dar zice tu să nu te comporți după obiceiurile lor. Obiceiul lor e să fie filmați la două noaptea, că e înalt demnitar, că e cu bani în buzunar și îl filmează paparații, că nu iasă de la el din curte, ci iasă din alte curți. Ăstea-s greu de vorbit, mai ales duminica seara. Ăstea-s greu, dar știți? Că astea-s lovituri cu care lovește diavolul biserica. Și tu vii și spui, și care e problema, că mai știu doi, mai știu cinci. Și vine mama sa la lui Lemuel și îi spune, tu să nu fii așa. Obiceiul țării, ai grijă, o venit Lot și o zis, nu-i problemă, că eu sunt neprihănit, e adevărat că îmi chinui sufletul. Și o zis, fetele mele sunt fete cinstite, le-o lua cu el și o ieși din Sodoma, da? Și zice, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu obiceiul țărilor,
obiceiul fetelor, obiceiul de acolo din țară, s-o lipi de inima lor. Știți ce au făcut, da? Nu mai amintesc, că parcă e prea dureros. Știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat cu obiceiul țării, o devenit obiceiul lor. Știți care e cea mai mare durere? Cu obiceiul lumii, o devenit obiceiul multora dintre noi. Că acum nu mai e problemă, că îi vii și îi arunci hainele pe geam și îl scoți afară. Că judecătorul te ajută, că s-a uitat urât la tine. Astea sunt obiceiuri cu care părinții noștri, bunicii noștri, li s-ar fi zbârlit părul pe cap. Dacă ar auzi, dacă ar fi, vedea, dacă s-ar trezi bunicii noștri din groapă, părinții noștri, să vadă obiceiurile care le-am luat de afară, știi ce ar face? Ar pica înapoi, ar muri înapoi, pentru că am împrumutat obiceiurile celor de afară. Și știți ce se întâmplă? Se întâmplă că diavolul vine și lovește cu lucrurile acestea. Uitați-vă câte divorțuri sunt în ultima vreme. Uitați-vă câte duhuri de versetul 3. Nu-i bine, nu-ți da vlaga femeilor, acelora care pierd pe împărați, nu-ți da vlaga ta. Și uitați-vă că vine, se vede de la depărtare, prin modul cum ne îmbrăcăm, prin modul cum ne uităm de pe o parte pe alta, prin modul cum acționăm, prin modul cum scriem, da? Sunt obiceiuri care le-am împrumutat de afară. Dar știți ce obiceiuri sunt astea? Obiceiuri care pierd pe împărați. Drumul acesta e drumul care e cu coborâre fără întoarcere. Spune înțeleptul Solomon, e drumul care duce la moarte. Și noi am împrumutat obiceiurile astea. Am împrumutat că am mers pe dincolo și am stat ani de zile. Și nu ne-au interesat cei acasă. Nu ne-au interesat că noi am fost singuri pe dincolo. Dar pe noi ne-a interesat să facem bani. Știți de ce? Că așa e obiceiul țărilor de afară. Așa e obiceiul popoarelor. Nu contează. Nu-i bun unul, vine altul. Nu-i bună una, vine aialaltă. Vine a doua, vine a treia, vine a cincea. Și uitați-vă cu ce lucruri că ne îngrozim, ce auzim printre noi, prin mediul nostru evanghelic. Știți ce zice Ezra? E un cuvânt care îl spune în rugăciunea lui. Vine Ezra în capitolul 9 cu versetul 6 și spune la un moment dat, Ezra spune așa, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine să-mi ridic fața spre tine. Și auziți acum durerea lui, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Nu vi se pare cunoscută atmosfera asta? Nu vi se pare că trăim anumite știri, anumite lucruri care se întâmplă în jurul nostru, care te fac să-ți pui mâna în cap, să zici, dar nu cred că există așa ceva. Uitați-vă că trăim vremea lui Ezra. Trăim vremea în care avem nevoie de sfaturile astea și în generația tânără. Pentru că greșelile care le faci atunci când ai minte, le plătești când îți vine mintea la cap. Și-a venit mama sa lui Lemuel și i-a zis, Lemuele, tu să nu faci așa ceva. Tu să nu faci. Vă spun cu durere, ascultați-mă, și dacă vă supărați, e un obicei drăcesc în spate, îs duhuri care te împing de la spate. Tu spui, ce, Doamne, de liciudă că-s frumoasă. Păi uită-te, Doamne, în oglindă. Uită-te în oglindă, ia și Biblia și citește și după aia vezi dacă ești frumoasă. Vă spun ceva, e un obicei ce l-am întâlnit la Bihor în satul bunicilor. Când mergeam acolo, era un sat care avea foarte multe rațe. Și vedeai când treceai cu mașina, pe lângă mașină, gura lor de rață. Da? Știți care-i durerea? Uite, unele strângeți din dinți. Știți care-i durerea? Venim cu obiceiurile de afară. N-o mai recunoști. Zici că e rața de la Bihor. Dar nu-i de râs, că-i de plâns. Știți ce e în spate? Știți ce duhuri sunt în spate? Știți ce? Noi, frate, bine, dă-i înainte. Dar vine Lemuel și vine mamă sa și pune degetul pe rană și spune, Lemuele, tu să te ferești, că vine vremea să te căsătorești. Vine vremea când trebuie să-ți faci o familie și nu o să iei altceva decât ce ai semănat. Și îl învață să fie un gentleman, ca să ia o femeie, ea vine și spune, cine poate găsi o femeie cinstită? Femeia asta vine și spune. Vine și spune și spune așa, dacă ești un om de calitate, vei da peste o femeie de calitate.
vine și spune, vei da peste o femeie de calitate. Să știți, trăim lucruri și trăim perioade. Știu că fratele păstor ne-a zis odată, ori la comitet, ori la o întâlnire cu slujitorii mai tineri, ne-a zis odată, băieți, frați slujitori, o zi zice, mimilă de voi, ce generație vă așteaptă să slujiți. Mimilă de voi, ce vă așteaptă în anii viitori, ce vă așteaptă să slujiți și să rezolvați. Știți de ce? Că acum mai fiecare pe cont propriu, viața mea, mai ales dacă bărbatul se împinge niște, are bănuți în spate, ia-i vedeta bisericii. Ia-i cea mai, 4 locuri trebuie să aibă rezervate. De ce? Că el împinge. Dar uită-te ce în spate, ce duhuri sunt atrase peste familia ta, ce duhuri sunt atrase peste casa ta. Numai femeile sfinte vor crește copiii sfinți. Pentru că Timotei, i-a zis Pavel Timotei, tu cunoști din pruncie Sfintele Scripturi. De ce? Că ai avut în spate o mamă și ai avut o bunică care nu erau femei emancipate, care nu erau femei de carieră, ci te-au învățat calea pe care trebuie să mergi. Te-au învățat din pruncie. Femeile acestea erau femei sfinte. Nu erau, noi acum ne luptăm, domne, care e soțul mai de carieră sau soția e mai de carieră? Cea mai înaltă carieră la care suntem chemați în viața aceasta, știți care e? Să creștem copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Să ne dedicăm pentru a ne crește copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Și nu-ți pară rău că nu mergi la servici. Că copilul are obiceiul să spună, ce lucră mama? Mama nu lucră nimic. Maică ta lucră mai mult decât taică tu de 10 ori. Că nu e angajată, da, dar ea e în slujbă mult. La final se vor cunoaște roadele. Dai poate 20 de milioane în plus pe lună. Poate n-ai 30, poate ești o femeie de carieră și ai fi câștigat 1000 sau 1500 de euro. Dar nu plânge după asta. Și vei vedea peste ani cum Dumnezeu va răsplăti efortul tău. Va răsplăti Dumnezeu ceea ce ai investit. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că suntem responsabili de relațiile care le avem. Astea ne vor afecta viitorul. Femeia aceasta a fost interesată de relațiile care le avea băiatul ei. El era interesată și a zis, tu te întâlnești cu mulți voievozi, tu te întâlnești cu mulți împărați, ai grijă ce pui în pahar, ai grijă ce pui acolo, ai grijă de mesele, ai grijă ce femei vin în anturajul tău, pentru că tu ești împărat, tu nu te poți coborâ la cineva de nimic care pierde toată investiția ta, tot ce ai investit se prăbușește. N-ați văzut oameni de înaltă ținută politică care printr-o femeie ori pierdut tot, ori pierdut respectul și ori pierdut familia și ori pierdut tot. Pentru că el a fost numai pe val, a fost numai sus. Și vine femeia aceasta, intră cu putere în biroul băiatului împărat și îi spune, tu să nu faci așa ceva. Tu să nu faci lucrurile astea, tu să te păzești de anturajul. Și al treilea lucru, știți ce îl învață mama sa? Îl învață ceva extraordinar. Îi mai spune ceva, că totul în viață se plătește. Totul în viață se plătește. Ăsta e lucru care ar trebui și știu că sunt în seara aceasta, în locul acesta, candidații de botez care s-au botezat azi dimineață. Și noi care suntem botezați de mai demult și voi care sunteți botezați de astăzi. Ascultați-mă, Dumnezeu iartă. Ca și doctorul, te operează. Se rezolvă problema, se reușește operația. Știi ce nu-ți poate lua doctorul niciodată? Știi ce? Cicatricea care rămâne în urma operației. Poți să-l rogi și să faci ce vrei, cicatricea îți rămâne. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te primește, dar cicatricea rămâne pe toată viața. De aceea vine femeia aceasta și îi spune, nu-ți da vlaga femeilor. De ce? Pentru că totul în viață se plătește. Nu-ți da blaga ta băuturii, nu-ți da mintea ta băuturii, nu-ți da trupul tău drogurilor, nu-ți da banii tăi jocurilor de noroc. Vine și trage niște semnale de alarmă. De ce? Pentru că uitați-vă, oameni care au stat toată viața în chirie, nu au avut bani, abia aveau bani de chirie și bărbatul băga toți banii la aparate, o băga toți banii în băutură. Au băgat apartamente, nu o garsonieră. Apartamente au băgat și în jocuri de noroc, au băgat și în băutură, au băgat și în fel, pentru că știți cum e? Dacă ai zice, domne, numai o problemă, cu un singur păcat, știți ce arată femeia aceasta? Că tu ești numai locomotiva, dar vagoanele astea vin una după alta legate.
Ăsta vine și se agață primul. S-o agăța de locomotivă și locomotiva le trage pe toate una după alta. Nu pot spune, eu știu, sunt tineri care cochetează cu versetul 4, cu băutura și trimit bilete, îi păcat să, da? Nu pot să cred și n-ai cum să-mi demonstrezi că ai numai o singură problemă, numai cu paharul. E problemă mult mai gravă, e ca marfarul cu vreo 20-30 de vagoane. Și dacă ridici o problemă, dacă e păcat să, tu mai ai acolo multe vagoane în spate, încărcate, alea-s grele, le tragi după tine. Și vine femeia asta și spune, nu lăsa vagonul să se agațe de tine, că numai unul se agață și nu le vezi pe alealte în spate. Că cine s-o apuca de băutură, s-o apuca și de curvie. Cine s-o apuca de băutură, s-o apuca și de înjurat, s-o apuca și de furat, s-o apuca de toate. Că primul pas e mai greu. Prima împinsătură pe jos e mai grea. După aceea diavolul are el specialitatea să te terfelească. Știți ce e interesant? Vă spun, ce faci când nu ai minte, plătești când vine mintea la loc. Când zici după ani de zile, dacă nu făceam, dacă nu mă duceam, dar uite că vine mama. Vine mama și știu că ai mamă care se roagă pentru tine. Știu că maică-ta s-a rugat ani și zeci de ani pentru tine. Vine și îți spune, nu-ți da vlaga. Vine și Biblia și îți spune, nu-ți da vlaga femeilor. Pentru că nu o să fii niciodată gentleman. Nu-ți pierde vremea cu băutura după bloc, după școală, că tu ești șmecher. Nu-ți pierde vremea cu lucrurile astea. Pentru că vine vremea când în viață totul se plătește. Întotdeauna când omul are mintea limpede, ia deciziile bune. De ce a venit Iov în 29 cu 15? Vine Iov și spune, pentru orb am fost ochi. De ce? Că am văzut bine. Am luat deciziile bune. Păi când ai mintea tulbure, normal că nu mai ai puterea să iei deciziile bune. Dar Iov nu s-o, frate, avem voie. Fără alcool, avem voie cumva, nu. El a știut că trebuie să fie omului Dumnezeu pentru situațiile complicate. Dumnezeu l-a binecuvântat cu bani, nu să se terfelească, ci Dumnezeu l-a binecuvântat cu bani să binecuvinteze pe sărac. Să fie ochi pentru orb, să fie picior pentru șchiop. El nu a zis, e viața mea, Doamne, e pe picioarele mele, nu-i treaba lui nimeni ceea ce fac eu. Dar uitați-vă, când ai mintea curată, când ai mintea limpede și nu tragi vagoanele după tine, știi că ai puterea să spui și în casă. Dar care copil te ia în seamă când știe că tu ai sticla după dulap, că tu ai diferite obiceiuri? Auziți ce spune și dă Dumnezeu o poruncă în Levitic, capitolul 10, cu versetul 9, 10 și 11, spune așa, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Tu vii cu bilete dacă sau te duci la cineva care spune, nu-i problemă, nu. Și zice, nu beți ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat. Când ai agățat primul vagon, nu mai ai discernământul să faci deosebirea între cei curat și între cei necurat. Nu mai ai deosebirea să înțelegi când îți spune Dumnezeu sau când Dumnezeu e cu spatele la tine. De aceea a zis Dumnezeu, ai grijă ce faci. Vine femeia asta și pune degetul pe rană și spune, ai grijă pe unde umbli, că mama nu te vede, mama nu te cunoaște, mama nu-i cu tine tot timpul. Dar îți spun ce spune Dumnezeu, dacă vrei să rămâi mare înaintea lui Dumnezeu, ferește-te să aghezi vagoanele după tine, să le iei după tine. Rămâi în relație cu Dumnezeu, să ne ajute Domnul la lucrul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Dar vedeți, Biblia vine și dă doi piloni extraordinari care ni-i greu să vorbim de ei. Știți ce spune? Copilul lăsat de capul lui aduce rușine. Vine UE, ca să nu mai spun mai să se înțeleagă, că înțelegeți dumneavoastră, și spune, Doamne, dar lasă-l cum îi place, nu-l îngrădi, lasă-l cum îi place. Și vine Biblia și spune, nu-l lăsa cum îi place, că pomul dacă îl lași cum îi place, crește și strâmb și are cea mai mare șansă la un moment dat să se usuce.
Lasă-l cum vrea. Nu-i pune apă, nu-i pune gunoi, nu-l săpa, crește și strâmb și la un moment dat se va usca. Și vine Biblia și reglementează lucrul acesta. Și vine și spune așa, copilul lăsat de capul lui aduce rușine. Proverbe 29:15. Și continuă mai departe în versetul 17 și spune așa, pedepsește-l fiul și el îți va da odihnă. Auzi, copilul de obicei, Brian, o să vezi și Benny, să vedeți că ăștia mici nu prea-ți dau odihnă, mai ales în perioada asta, nu? Nu prea-ți dau odihnă. Dar zice, vine vremea când îți va da odihnă. Când? Dacă știi să-i pui limite. Și acum noi, în mediul nostru ăsta carpatin, noi avem răul obicei că înțelegem pediapsa, înțelegem, ai pus mâna pe furtunul de la mașina de spălat, pe mai știu eu ce, lanțul de la bicicletă. Și... așa suntem noi, cei de afară, nu vorbesc de noi. Vorbesc de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Poporul, unii din poporul român. Au diferite direcții, orice merge, și tigaia, și... ei, astea sunt metodele, unele metode de disciplină. Dar nu zice Biblia, dă pe el. Nu! Zice, pedepsește-ți copilul. Pediapsă? V-am zis la început. Îi pediapsă mai mare decât bătaia. Nu trebuie să-l doară pe piele, că îl înțapă la inimă. Știți ce-i ciudat? Când e copilul mai rău, parcă atunci îl răsplătim mai tare. Când se tăvălește prin magazine, taci că-ți ia mama, taci că-ți ia tata. Parcă atunci îl recompensăm mai tare. Parcă atunci îl ducem în concedii mai multe, atunci avem bani de tabără, nu? Să-l trimitem în tabără. Și Biblia zice, nu, nu, pedepsește-l că vine vremea când îți va da odihnă. Îți pedepse mult mai dureroase, da? Ia-i telefonul, ai dat 16 milioane pe el, nu înțeleg de ce ai dat, dar mă rog, ai avut bani. Dar uită-te că poate n-ai odihnă, îi spui la 1 noaptea, mă, culcă-te, mă, se vede lumină, ce cauți cu telefonul la ora aia? Du-te, ia el. Spune-i o lună de zile să fii cu minte că nu mai vezi telefonul. Știi cum va fi? Să îndreaptă, să trage la linie. Spune-i că s-o găta vacanța, pă, îs atâtea lucruri. Nu-l pedepsi, spune, pentru că ai fost rău, îți faci curat în cameră. El curat în cameră trebuie să facă, că acolo doarme. Aia nu-i pediapsă. Speli vasele. Păi normal să spele și el vasele, că nu are slugi în casă, nu? Vedeți ce face femeia aceasta, o femeie înțeleaptă. Știe să dea sfaturi copilului. Știe să se ocupe de el. Că o știut femeia aceasta să țintească sus. Dar nu și-a aruncat copilul sus. Ea a fost sus. Ea a fost în relație cu Dumnezeu, o relație puternică. Și-o știut să-și tragă copilul în sus. Să ne ajute Dumnezeu să urcăm înaintea Lui și copiii noștri să se încoloneze după noi. Și toți împreună să mergem spre împărăția Lui Dumnezeu. Amin.